Bună, sunt Sofia și astăzi o să vă citesc Călătorile lui Robin la Paris, editura Corin. Era o dimineață liniștită, după o noapte furtunoasă, cu vânt puternic, tunete, fulgere și ploaie torențială. Robin stătea la fereastra bucătăriei și privea pe stradă. Gardul doamnei Brown se prăbușise din nou, iar coșul ei de gunoi căzuse și el. Gunoiul din coș se împrăștiase pe toată strada, făcând o mizerie de nedescris. Robin a văzut-o pe doamna Woodhouse lângă coșul de gunoi. Era supărat. Ce lucru ciudat, s-a gândit Robin. Mă întreb, de ce o fi supărată? La urma urmei, nu coșul ei se dărâmase. Robin i-a urmărit privirea și deodată a observat o coadă înțindu-se din coșul de gunoi. Ah, nu, a spus el. Ah, nu, a spus el. Câinele gras al doamnei Woodhouse, titirez, s-a băgat în coș. Robin s-a ridicat în picioare și a fugit afară să dea o mână de ajutor. Ce mai fac, Robin? A spus doamna Woodhouse. Bietul titirez s-a blocat în coșul de gunoi. Putem încerca să întoarcem coșul cu fundul în sus. Ce ziceți? Ce ziceți? Au apucat amândoi de coș și au încercat să-l ridice, dar titirez era prea greu. Oh, doamne, a țipat doamna Woodhouse. Ce mă fac eu acum? Îmi pare rău, a spus Robin, dar cred că vă trebuie să chemăm echipajul de pompieri. Pompierii au ajuns repede cu mașina lor mare, cu lumini albastre și cu sirena pornită. Un pompier a ieșit din mașină și s-a uitat la Robin și la doamna Woodhouse, fără a părea deloc surprins. Iar a făcut titirez vreo bacnotă. Nu e așa. Nu e așa. Gata. Arată că